foarte interesant și important. Că Petru nu spune, Iisus a murit ca să, numai să ne ierte păcatele, a murit pentru păcate. Dar care a, care a fost scopul final al lui Dumnezeu? Păi scopul final al lui Dumnezeu a fost ceea ce Dumnezeu a arătat într-un fel în grădina Edenului și ceea ce va arăta și va realiza deplin Dumnezeu în veșnicie, în nou Ierusalim, în lumea nouă. Ce am pierdut noi prin Adam? Cel mai important lucru, sfințenia. Este important, am pierdut-o și pe aia. Dar am pierdut ceva mai important. Părtășia cu Dumnezeu, asta am pierdut cel mai important. Cel mai important lucru care există e părtășia cu Creatorul nostru, cu Dumnezeul nostru. Asta e cel mai important lucru. Nu că am pierdut plăcerile din Eden, nu că am pierdut fericirea din Eden, ci că am pierdut părtășia cu Dumnezeu care generează toate lucrurile acestea. Și la finalul finalurilor, în cartea Apocalipsa, vedem o celebrare în prezența lui Dumnezeu. O părtășie cu Dumnezeu. Ăsta este cel mai grozav lucru. Mulți oameni se gândesc, domnule, nu o să fie plictisitor în cer. Nu, că Dumnezeu este sursa fericirii. N-ai cum să te plictisești în cer. Că nu poți tu cu mintea ta micuță, limitată și păcătoasă să explici cum Dumnezeu ne poate ferici în mod suprem. Asta este cu totul altceva. Dar fericirea supremă a omului este Dumnezeu. A fost Dumnezeu și ni s-a arătat că omul în perfecțiune, în momentul în care s-a despărțit și s-a depărtat de Dumnezeu, a pierdut toată fericirea. Această fericire ne este câștigată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ăsta a fost scopul jertfei Domnului Iisus, ca să ne aducă la Dumnezeu. Eu sunt ferm convins că intenția lui Dumnezeu și intenția Domnului Iisus Hristos la cruce de la Golgota nu a fost numai să ne dea iertarea păcatelor. A fost mult mai mult decât atât. A fost să ne aducă în părtășie cu Dumnezeu. Și aș mai spune un lucru care poate să pară grav, dar cred că este adevărat. Dacă jertfa Domnului a reușit pentru tine să-ți dea numai iertarea păcatelor, de fapt nu ți-a dat nimica. Dacă Hristos n-a reușit, în ghilimele, să te aducă la Dumnezeu, să te pună în părtășie cu Dumnezeu, nu ți-a dat absolut nimica. Jertfa Domnului este completă. Îmi dă iertarea păcatelor, îmi dă eliberarea de păcate, mă socotește neprihănit, mă îndreptățește, dar îmi dă mai mult decât atâta. Mă aduce în mod real în părtășie cu Dumnezeu. Prin El și unii și alții, spune Pavel în Efeseni capitolul 2, avem intrare la Tatăl, prin El, prin Domnul Iisus, avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Sfânta Treime la lucru pentru a ne aduce în părtășie cu Dumnezeu.